poate pare un detaliu neînsemnat, dar să știți că sunt de geni și nu puțini care s-au plâns de asta, nu există o toaletă în centrul orașului. Am văzut în ultima perioadă s-a pus una ecologică. Da. Nu se încadrează în peisajul de acolo. Se vor schimba lucrurile sau nu s-a gândit nimeni la asta? Da, pentru că... am văzut și în Cluj-Napoca și în alte orașe s-au pus acele toalete smart, care se curăță singure, n-au nevoie de niciun angajat, se încadrează și în peisaj. Nici nu cred că sunt foarte scumpe pentru bugetul unui oraș. Nu. Deci eu vreau să vă spun că orice proiect a fost analizat în așa fel încât în finalitatea lui să aibă tot ce deja își doresc sau comunitatea unde se implementează acest proiect. În acest context, noi, evident că în prima fază am vrut să reabilităm acea toaletă din centrul orașului. Nu s-a putut, nu mai spun de ce, știți cât a fost blocat aproape una jumate de vertigii ce au fost în centrul orașului. Ne-am oprit la momentul respectiv. Și am ales varianta asta cu toaleta smart. Nu mai e eficient să ai o toaletă clasică în care stai și angajat acolo. Nu e eficient. Există soluții. Nu e eficient și pentru noi am cuprins în lista de implementare a proiectului o toaletă care e undeva 60.000 de euro, foarte modernă și în perioada următoare, până în 30 aprilie, va fi amplasată comenzile făcute de firmă. Unde va fi pusă în centru? În centru, în zona vis-a-vis de alta, în zona respectivă. Nu a fost Alpha Bank, în zona respectivă s-a stabilit cu arhitecții și cei care avem conexiuni și la canalizare și să nu fie chiar în zona centrală, fața corifeilor. Deci undeva aproape, dar să fie eficientă și în o distanță mare.